Un marinar român venit dintr-un stat din Africa Centrală a fost diagnosticat cu malarie. Bărbatul s-a prezentat la unitatea de primiri urgență Constanța, dar starea lui de sănătate s-a înrăutățit, așa că a fost transferat la Spitalul Victor Babeș din București. Pacientul infectat este de profesie navigator. El a venit în țară din Gabon, Africa, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Bărbatul nu a urmat tratamentul indicat de specialiști pentru prevenirea malariei. Este vorba despre un pacient cu vârsta peste 45 de ani, ajuns la urgența Spitalului Județean Constanța la începutul acestei săptămâni, prezenta sindrom febril, cefalee, stare generală proastă. Având în vedere simptomele, a fost consultat de către medicul infecționist, care a decis să-i facă analizele și testele aferente unei boli tropicale. În urma investigațiilor de specialitate s-a confirmat diagnosticul de malarie. Malaria este o boală infecțioasă larg răspândită în regiunile tropicale și subtropicale. Între 300 și 500 de milioane de persoane sunt infectate anual. Între 1 și 3 milioane mor în fiecare an, cei mai mulți fiind copii din Africa subsahariană. Din păcate, bărbatul confirmat în Constanța cu această boală are cea mai gravă formă de malarie, spun medicii. Cadrele medicale ale Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța au ani de experiență în tratarea bolilor grave, fiind un oraș de marinari. Însă unitatea medicală a ars în octombrie și nu a mai primit autorizație de funcționare, așa că medicii de acolo au fost nevoiți să-l transfere pe bărbat la București.